Na, gata, e dimineață. Da? E patru, e luni, e dimineață, să trecem la treabă. Gata cu șprițurile, gata cu sarmalele, gata cu mesele întinse, cu urătorii, cu plugușorul, cu colindătorii, gata la muncă. Băi, să mai și lucrăm ceva. Bună dimineața și la mulți ani, Nicu Bendea, tot aici pe canal. Continuăm și anul ăsta. Am început împreună, continuăm împreună. Până iau o gură de cafea, hotărâți-vă și scrieți-mi la comentarii pe canalul meu de YouTube, aici. Cafea bună de la Cristinela și Ovidiu din Florida, de la fostul meu elev Alex. Mulțumesc, cafea bună. Deci, mergem mai departe, că era să mă și enervez. Am pornit YouTube-ul, cine e în trending? Uraganu, Țancă și Mocanu și Bogdan de la Ploiești. Să trăiești, Bogdan de la Ploiești, domnule. Cântau manelele într-o casă de tenismene și ziceau, ce? Fetele din tenis, speranțele tenisului, ce? Tenismenele nu știu să se distreze pe muzică de manele. Ba da, mă, o manelărie întreagă e și tenisul ăsta. Păi n-a fost și Revelionul, o manea de la un capăt la altul, vacanța mare la TVR. Pe vremuri, în anii 90, ascultam casete. Era totul audio, vacanța mare era Semaca Fier, tatăl au fost geniu grupului. După aia, Garci au luat conducerea și ați văzut și voi ce a ieșit, vacanța mare la TVR1. Acum sar ăștia deputații, sar pe doamna Gradea, pe șefa TVR-ului și cred că o să-i dea un concediu prelungit și fără plată. Nu se poate chiar așa, pe postul public, eu înțeleg. Eu m-am uitat un pic și la Dan Negru, acum vorbesc despre Revelion, dacă doriți să revedeți. Măști cu mască sau fără mască. Cosmin Contra, da? Cosmin Contra a fost Grinch, ăla care fură Crăciunul. Ce să mai fure și el, că de la Dinamo tot s-a furat. Cosmin Contra, ce să zic și eu, Cosmin Contra. Elena Udrea, superba Elena Udrea, a fost costumată de Dan Negru în Vrăjitoare. Doamne, cât de rău arăta. Totuși Băsescu i-a trimis un SMS. Nu-ți arunca costumul, te aștept după 5. Asta este Revelioane peste Revelioane, Jador. Jador a fost cam pe toate canalele. M-am bucurat că l-a depășit pe Nicu Paleru. Până acum, la revelioanele astea, unde se cânta muzică de petrecere, Nicu Paleru era vinu cu borcanu. Tătaia au cântat de 7 ori, tătaia au cântat. Acum a fost Jador. Dar nu știu ce să zic de Jador, că dansa cu Claudia Puican. Și poate să supără Armin Nicoară și are scandal în showbiz și doamne, 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 lasă-i acolo. Ce frumos! Că după mizeria revelioanelor de la televizor, că nu pot să o numește altceva, în ziua de anul nou, se numește altcumva, în ziua de anul nou, concertul de la Viena. Așa parcă am dat cu mopul, am dat cu mopul și am lăsat loc civilizației și frumosului. Și momente pocal, sala goală, orchestra condusă de Riccardo Muti cânta și sala goală. Deci sunt momente, am trăit niște momente și în anul trecut și în anul ăsta, pe care le vom reține până la sfârșitul vieții. Am făcut o paralelă cu Paștile, când papa de la Roma, papa Francisc, a ieșit în piața San Pietro să se roage și piața era goală. De obicei era plină cu zeci de mii de oameni, piața goală. Așa și la concertul de Revelion de la Viena. Sala goală, orchestra pe scenă. Astea ne dau de gândit, lucrurile astea ne dau de gândit. Deci rămânem aici pe YouTube împreună, combatem și anul ăsta pe YouTube-ul liber, singurul canal de YouTube care spune adevărul și numai adevărul. Că nu vă țin mult, că știu că aveți treabă, poate astăzi trec și preoții cu crucea pe la voi. Sau că niște preoți din Sălaj au zis așa, zice, nu mai venim personal, creștinii să-și pregătească plicurile cu contribuția. Firați voi să fiți, tot un plic, acum tot un plic, tot un plic. Sau sunteți încă în mașini, vă întoarceți sau mergeți spre Valea Prahovei, vă întoarceți sau mergeți spre munte. Bineînțeles că la ce stațiune amărâte avem și la ce... La câtă zăpadă puțină este, românașii noștri din prima zi a anului au plecat să se distreze un pic la zăpadă. Păi cum să te distrezi la zăpadă când decembrie a fost decretată cea mai călduroasă lună din ultima 100 de ani? Așa suntem noi românii, calzi la suflet și asta se impregnează și pe natură. Dacă stați în trafic, o cafea bună nu vă strică, uitați-vă pe YouTube aici, puneți clopoțelul să sune, mulțumesc de abonare. buymeacoffee.com/nicubendea, o cafea bună. Alții au mers în Dubai să petreacă de începerea anului nou în Dubai, și că au făcut românașii noștri niște chefuri în Dubai de arabi. Au zis, bă, jos ce poartă ei pe cap, ăștia ne întrec la opulență, spărgeau la bani pe acolo, șampanii de zeci de mii de euro, ca așa e românul când se dilește.
Bani în stânga-dreapta cu ei tot lovește. În Dubai a fost și Mihai Gâdea. Nu, în Dubai, în Dubai. Mihai Gâdea de la Sinteza Zilei sau cum zice la emisiunea lui a mers în Dubai și a permis din salariul lui amărât strâns, o tot strâns pe bani să meargă în Dubai, o tot strâns în ultima săptămână de bani și a mers o săptămână în Dubai cu familia. Bravo lui că merită. Bine că nu l-a luat pe Mircea Badea, că trăgea un șpagat pe acolo, pe Dubai, de luau arabii la nobili. Ce să facem? Asta e. 3 de un leu sau 2 de un leu, cum se zice, dar valoroși. 9 bani. De săptămâna asta, 9 bani plătim pe punga de plastic în supermarketuri. Vrem punguliță, 9 bănuți. Să vedeți românii cum vor veni cu pungă în pungă în pungă în pungă, cu punguță mică, mică. Când ne luăm de acolo, de la supermarket, legume, zarzăvaturi, orice, cu pungile de acasă. O să mergem la cumpărături cu mai mult decât o să ne întoarcem. Românul și vocația pungilor. Poate, poate ar fi o șansă, dacă tot dă românul niște bani și pe pungulițele astea de plastic, să nu le mai arunce, să nu mai aruncăm atâta. Că vedeți ce s-a întâmplat în orașul Marghita, din Bihor? Primarul ce a zis? Asistație social să meargă să facă curățenie. Dacă s-a de muncă și-au făcut curățenie, au strâns gunoaiele de punte, era poză before și after, să vezi și să nu crezi. Dar pentru mine, eu cred că cea mai mare realizare din punctul meu de vedere e nu faptul că acei asistați sociali au curățat mizeriile și gunoaiele, e faptul că în orele alea în care au muncit, n-au mai făcut alte mizerii. Nici ei și nici alți oameni. Vedeți că se poate. Dacă se vrea, se poate. Că și Nostradamus o prezis pentru 2021, încă de acum 3-400 de ani, o prezis trei lucruri vitale. 1. Apocalipsa zombi. O cam nimerit-o. După anul ăsta plin de guvit, după anul ăsta plin de pandemie, după anul ăsta în care am stat la izolare cu lockdown, n-arătăm noi ca niște zombi când ieșim în lume, nu știm să ne apropiem, să ne depărtăm de prieteni, să-i pupăm, să dăm mâna, ca niște zombi, așa. Deci o nimerit-o Nostradamus. Ăsta e mai tare ca Baba Vanga și Carmen Hara la cub. Ce-o mai zis Nostradamus pentru 2021? Că va veni foamea. Foametea biblică, biblică, foamete biblică, așa că să fim atenți, cine știe ce o să se întâmple. Mai economi la resurse, să fim un pic. Și-o mai zis tot domnul Nostradamus că soldații vor avea chipuri implantate. Nu, nici cu asta nu-i departe, că dacă îi, cum zic unii, cu siringuța, nu o să ne doare mânuța, dar o să intre chipul. Chipul, nu știu cum o să-i schimbe bateria, da? E interesant, interesantă treabă. Un an spectaculos ne așteaptă. Un an pe care sperăm să-l petrecem cu bine. Aici împreună pe canal și nu numai. Să fim vii, că vorba aia, vii cu vii și morții cu... Morții cu vii. Mă, ce s-a întâmplat în Iași? Un cetățean, după 7 zile de la mormântare, s-a întors acasă. Maică sa îl declarase dispărut, după aia mort, că-l găsit pe cineva fără suflare care semăna că era respectivul, i-au făcut în mormântare și la pomana de 7 zile, pac, apare mortul. Vedeți, fraților, că nici pe lumea de dincolo nu e așa ușor. Mai sunt și unii care refuză că pe lumea ceilaltă nu știi nimeni ce te așteaptă, ofofo și aoleu muică. Mai sunt unii care refuză eternitatea pentru a mai veni să mai stea câteva zile pe pământ. Câteva minute am stat și eu alături de voi, un an bun, un an plin de reușite, cu sănătate, cu optimism, cu bucurii și când doriți să vă ridicați moralul, intrați aici la Bendea pe canal. Mulțumesc de abonare, de cafelare, să ne vedem sănătoși în ziua de mâine. Nu uitați că așa mi-am propus, cel puțin pentru prima parte a anului, să ne vedem tot de luni până vineri aici, de la ora 10. Mulțumesc de abonare, mulțumesc frumos de urmărire, pe mâine dați share la ce am publicat. Să afle toată lumea!